mergi la Detroit? Iar vorbește la telefon. Am făcut frumos. Dar merge ca o băbă. Shut up. Hai să zic shut up, că altfel nu tace. Ok, guys. Hai să trăiți bine într-o dimineață de duminică. Sper ca să nu mai vorbesc ca și cum ar fi constipat. Ce zici, Florin? Da. Tu, fiind un om inteligent, aș începe vlogul de astăzi cu o întrebare capcană. Poți să-mi spui care e nevasta Taurului? Cum se numește? Tăuriță. Îți mai dau încă o șansă. Știi? Vită. Nu. Taurii nu au nevastă, numai boii. Ah, ce-a mai râs. Deci ăsta iar e un banc din ăla care... un banc sec. Nu aici așa am loc. Cum eu zic, am zis eu, deci nici măcar nu am schițat un zâmbet. Ok. Suntem în statul Michigan. Mergem să îmi vizitez odrasla și am ieșit de pe autostradă pentru a face un popas. Dorim să accesăm o locație unde în viitor s-ar putea să mergem la pescuit. Mai târziu voi ajunge și în localitatea unde s-a mutat tinerelul, pentru că am câteva chestii să-i livrez, un grătar, poate mergem la o vinărie după masă și astfel ne petrecem sfârșitul de săptămână. Dacă vă interesează acest vlog, rămâneți în continuare, dacă nu, să aveți o seară minunată. Turn left onto West Ferry Street, Snow Road. Și am intrat în Berrien Spring, arată un pic ciudat această localitate, pare desprinsă din orașele americane de odinioară. Clădiri destul de vechi, dar interesante. Îmi place cum arată. Da, chiar îmi place cum arată orașul. Am intrat în downtown, dar cum am intrat am și ieșit. Cred că în 30 de secunde am traversat downtown-ul. Ia uite, pescari cu barca pe acest râu. Așa cum vă spuneam, am venit să vizităm această locație pentru că vrem să venim la pescuit și să campăm. Undeva prin zonă există chiar și un loc unde se poate instala cortul. Florin știe mai multe, are informații pe care la un moment dat poate o să vi le prezint. Și am găsit o parcare unde există un baraj, parcă mi-amintește de vremurile de odinioară când mergeam la pescuit pe Olt. Este adevărat că barajul arată diferit, dar văzând acest râu care habar n-am cum se numește, parcă mi-am amintit de vremurile de odinioară. Am văzut câțiva pescari, a nins în ultimele ore, dar mai bine spus s-a fulguit, pentru că nu există un strat de zăpadă, ci câteva pete de omăt pe aici, pe acolo. Am văzut câțiva pescari, unii cu barca în mijlocul râului, în aval, dar și două persoane undeva printre pomi în apropiere, care îndură frigul de afară și acest vânt tăios pentru a petrece această zi de duminică. Habar n-am dacă au prins. Nu am să mă apropiu foarte mult cu camera pentru că poate oamenii nu vor să fie filmați. Hai să ascultăm ce muzică mi-a pus Florin. Dacă te uiți la el, n-ai zice, a? Ai spune că e fan Vlăduța lui Pău. Dar surprise! Rock music! Arată-le viteză. Ce, îți vine să dai la pești? E bine, ne mutăm aici. US Coast Guard, uite ce fai, se bagă eu în lac. Aici, de unde
Da, lucrează la... E un restaurant acolo în partea aia. Ia șara. Am mărit gașca, am recrutat un tânăr, un driver, cum se mai spune. Mergem să degustăm niște vinuri. L-am parcat în spate pe el bătrân. Nu se vede de capul meu, care oricum este mai mare decât o dimensiune normală. Am zis eu ca să nu zică prietenul meu. Ok, guys, ne vedem acolo cu o degustare, sper eu, minunată. Abia aștept. Apropo, Florin, întrebarea clasică. Nu ți se pare că de la an la an este mai frumos? Ai capul mare sau de ce? Miroase și a carne prăjită. Această cramă se numește Tabor Hill. Se pare că este o cramă restaurant. Cel mai bun lucru este că am șofer. Ne-am întors de la cramă și acum o punem de un steak. Prietenul meu Florin este șef. Cel mai mare bucătar din statul Illinois. Și este singura clipă în care nu vorbește la telefon. Hai să vedem ce ne-a pregătit. Ia să vedem, șef Florin, ce ai acolo. Vorbim teleghidat. Steak? Ribeye and chunk eyes. Deci tu ai zis că numai săraci mănâncă steak, noi mâncăm ribeye. Nu? You have completely wrong. Îți arăt un videoclip unde ai spus chestia asta, că nu mai ții minte. Mai puțin că Florin se strâmbă în spatele meu. După lupte seculare am reușit să facem și grătarul. Avem steak și salmon prins de marele pescar Florin. Acum am să vă prezint cum arată peștele și steak-ul, după care ne apucăm de halit, pentru că este târziu și trebuie să ne întoarcem acasă. Avem ribeye steak, un fel de piure și salmon. Guys, poftă bună! Poftă Victor bun. Cel serios și autorul. Suntem la finalul unei zile destul de încărcate, între timp mi-a dispărut și o lentilă, nu mi-am dat seama decât atunci când am băgat mâna în buzunar. Ca să vă dați seama cât de ignorant sunt și eu, precum americanul, se pare că încet încet mă transform în iancheu. Hai să încheiem ziua apoteotic, sunt pe malul lacului Michigan, mai este puțin și soarele va apune. Am venit să surprind câteva cadre pe final de vlog. Prietenii mei au încercat să usuce un pom, dar se pare că nu a reușit. Mai bine, deoarece este interzis acest lucru, cel puțin pe teren american. Bineînțeles că lacul Michigan este diferit de ocean. Nu se simte absolut deloc mirosul de sare, era chiar și culmea, pentru că Lake Michigan este un lac de apă dulce. Ne-am oprit într-un părculeț, doar pentru a surprinde aceste cadre. O șosea care se află, sau mai bine zis, care se întinde paralel cu lacul Michigan până către autostrada care ne va duce acasă. Nu sunt căsuțe extraordinare din punctul de vedere al dimensiunii, dar aceste locuințe par unele obișnuite, așa cum îmi plac mie, căsuțe simple, chiar dacă au un etaj. Locuințe pe care le vedem doar în orășelele americane de stil vechi. Ok, guys, încă o dată în prim plan cu acești ochelari ciudați. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest vlog. Până data viitoare, să trăiți bine. La revedere!